Luni 11 mai, polițiștii suceveni au efectuat o percheziție la locuința unui bărbat de 24 de ani din municipiul Rădăuți, bănuit de mai multe furturi. Potrivit polițiștilor, a fost probată activitatea infracțională a acestuia, precum și a unei femei de 18 ani, concubina acestuia. Aceștia sunt bănuiți că au spart două societăți comerciale și două locuințe. De asemenea, a fost identificat și un minor de 16 ani din comuna Lunca, județul Botoșani, fiind probată și activitatea infracțională a acestuia. În perioada 11-27 aprilie 2015, acesta a pătruns într-o locuință din municipiul Rădăuț, de unde a sustras bunuri în valoare de 2500 de lei, reprezentând scule electrice. Bunurile au fost recuperate în proporție de 90% și au fost restituite proprietarului. Față de bărbatul de 24 de ani, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea a 4 acte materiale privind săvârșirea 2 tentative de furt și 2 infracțiuni consumate comise în perioada 22 decembrie 2014-28 aprilie 2015 și a fost emisă ordonanța de reținere și introdus în arestul IPJ Suceava, se precizează într-un comunicat al Poliției Suceava.